În sfârșit, noi am ales să folosim simplă DB ca bază de date, care este, cum să vă zic, este un fel de spreadsheet, nu este bază de date. E ceva nerelațional, unde, exact ca un spreadsheet, nu are niște coloane definite, pur și simplu pui pe rânduri date cum vrei. În rând poate să aibă 3 coloane, 1-100, 1-500, nu are nicio importanță. Principalul avantaj al lui, al simplu de este că este high available. Nu are dată, nu are consistență de date, ceea ce înseamnă că dacă adaugi o intrare în el acolo, peste 2 secunde apa să nu existe, până nu se propagă în toate centrele lor de redundanță. Și acest lucru creează niște probleme. Însă, fiind high available, nu asta am dorit, high availability și nu data, și nu consistența de date momentan. După care, storage-ul pe S3, se pune problema că dacă nu ai un storage persistent de genul S3 care să fie pretutindeni disponibil, ar trebui să folosești o mașină pe care să stochezi datele. Și când ajungi să folosești o mașină, ea va deveni bottleneck. După aceea, dacă vrei să scalezi mașinile de storage, devine iar o problemă cum faci replicarea de date, dacă faci sincronă, asincronă. Mai ales la noi e o problemă că avem volume sau fișiere foarte mari. Sunt frecvent videouri de peste 2-3 giga și ajung. Adică o replicare de asta probabil dura la 1 tera, nu știu să zic, și o zi. Nu știu dacă o zi. În sfârșit, dar foarte mult. Și de aceea am pus S3-ul ca storage. Și ceea ce mai spuneam și mai devreme, acest lucru de evitat request-urile sincrone sau operațiune care blochează pentru un flux cât mai bun. Ideea este să dea un răspuns cât mai rapid userului, da, filmul se încodează, decât să așteaptă până se încodează, că poate să aștepte și, după cum ziceam, și două zile. În final, e o prezentare legată de video publishing, să spun că s-a cam terminat. Vreau să mai zic două, trei cuvinte despre Z-Tech. L-am fondat, înființat în anul 2003, exclusiv cu capital, să zic așa, cu investiții din partea românească. Nu suntem cumpărați, nu avem nimeni mai acțiune noi din afara țării și tot așa. Am fost prima companie din România care a avut un certificat pe Zen Framework. Ca să zic așa, certificările Zen atestă faptul că ai un anumit nivel de cunoștințe în PHP și cum noi suntem special dezvoltăm pe partea de PHP, am insistat să avem cât mai mulți colegi sau oameni certificați pe Zen Framework și pe 10, adică pe Zen, pe PHP. Așa, mai ca ultime noutăți, să spun așa, am dezvoltat o aplicație pe Android, cred că suntem a doua, a treia firmă, nu știu, oricum, sunt deja puține care au încercat să dezvolte o aplicație pe Android și am și reușit. Nu le să începi să reușești, e destul de provocator, bun. De asemenea, ca să fim în trend și pe val am făcut o aplicație pe Facebook, Hotel Pips, așa. Și aici, din nou, Facebook și Twitter, dacă nu ai cont de Facebook, nu există, am făcut și noi. Și cam atât să zic, aștept întrebări îndreptate asupra mea. De pe chat, ia spuneți-o. De pe chat. Aveți o întrebare dacă tehnologia oferă posibilitatea de a transmite stream-uri multiple. Exemplu, simultan, imagine și prezentare. Imagine și prezentare? Se poate, dar se pot transmite X stream-uri simultan. Însă, întrebarea este dacă se vor combina în același player. Nu, mai am cum să le întreb. Mă rog, se poate, să zic pe scurt. În același player, însă, nu este o soluție oferită out of the box, dar se poate face un player custom care într-o parte are o imagine statică, în altă parte un stream audio, video. Da. Ok. În sală. Întrebare. Avem una în spate. Aici, în spate. Pentru streaming video folosim pentru on demand. Da. Folosim de unul progresiv sau și? Nu, se folosește true streaming, cum s-a spune, cum se zice de altfel, însă, mă rog, diferența între true streaming și download progresiv, ca să fac o mică paranteză, este că la download progresiv tot conținutul video sau audio rămâne pe calculatorul end-user-ului și mai mult de atât nu poți face sync în video. De exemplu, dacă ai un conținut de o oră, în film de o oră, te aștepți să descarce pe calculator și apoi să sari la momentul, la minutul 40, 30, 50, 50, da, streaming nu este cazul,
se poate să ieși la orice punct. Alte întrebări? Prima întrebare. Soluția noastră pentru end user, suport sau aveți în vedere suport pentru noile taguri video, respectiv audio din HTML? HTML 5, vă referiți? Suportate de Firefox 3.6? Vă referiți la HTML 5, da? Și la nouă codec V8, care a fost făcut o consultă de Google, da. Nu avem nimic oficial, suntem în teste cu astfel de versiune. Deci, da. Probabil că în, nu știu să zic, în cât timp, 2-3 luni, maxim 3 luni, o să avem un player beta pe partea de HTML5 și care va folosi acest codec de pe U. Însă, aceasta presupune și o reîncodare a tuturor videourilor care, dacă un sistem, nu este chiar simplu, dar este în calcul, se face, probabil, în 3 luni. Și a doua întrebare. Ok, a doua întrebare. Soluția noastră oferă sau are în vedere și transmisiuni peer-to-peer pentru livrarea conținutului? Ce sens? Mă gândesc la ceva similar cu OpenShape. OpenShape? Da. Nu știu, nu știu. Adică, nu, chiar nu înțeleg ce... Sau, dacă îmi puteți da un exemplu concret... Dacă știți, este sistemul folosit la transmiterea Eurovisionului prin internet. Dacă vă... Și transmiterea se face peer-to-peer după un număr de, ziceau ei, 30-40 de viewer, transmisia se autosustine. Păi, cu resurse foarte puține din partea podcastului. Din ce înțeleg eu, sună foarte similar cu un live streaming pe care îl facem chiar acum, cu acea cameră de acolo. Adică da, și acum dacă intrați pe... Nu știu exact pe ce adresă puteți vedea pe internet transmisia. Adică, da, dacă asta vă referiți. Live.tagora.ro. Verificați-l. Și ultima întrebare, tot din partea end user. Dacă luăm în considerare două streamuri servite simultan pentru același client, două streamuri diferite, dar clientul dorește că să fie sincronizat în timp, vă referiți cumva la un sistem de dublare, adică un stream să fie în limba engleză și autodublat în franceză, să se întâmplă să... această variantă? Nu, nu avem o soluție la fel out of the box, însă doi clienți până acum ne-au cerut, adică ne-au întrebat că nu acest feature și este trecut pe lista de duplicare foarte mare și încercăm să le prioritizăm în funcție de resurse și tot așa. Și o întrebare scurtă. Utilizatorul, în cazul în care vreau utilizatorul să facă un encoding care ține mult timp, da. Se oferă un progres și o estimare? Da, 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 da. Este un API disponibil momentan sub formă de procent, adică el vede că e la 36% filmul, dar având formula deja făcută, cred că în câteva zile chiar astăzi o să facem un list cu timpul mare, 15 minute, 30 de secunde și tot așa. Da, este.